E greu să se organizeze o astfel de gală? Este foarte greu. E greu, nu? Da, este foarte greu și promotorii, în acest caz, Ion Pascu este și luptător și promotor. Eu cred că, și eu zic că știu destul de bine domeniul, pentru că eu am declanșat această nebunie cu galele televizate în România. Eu am organizat prima gală televizată în domeniul artelor marțiale în România, în 2003. Și da, și eu cred că este primul, da, mulți nu știau cu ce se mănâncă. Este, eu cred că este primul promotor și luptător în gala lui. Ceea ce dar aduce... n-are scuze dacă Doamne ferește, nu? Păi da, dar n-are nicio scuză și Yamato o să spună foarte bine despre lucrul ăsta. Ucrainianul ăsta este foarte tare, nici măcar nu și-a adus un adversar mai facil. Și a adus un adversar o nucă tare, ceea ce înseamnă, domnule, jos pălăria pentru Pascu. Are, ucrainianul ăsta are 6 victorii în ultimele 7 meciuri, ceea ce înseamnă că... Am înțeles. Deci, domnule Pascu, nu se poate să spună bombardierul, păi eu m-am ocupat de organizare până i-am adus pe... Nu, glumim acum că nu e de... Și e un lucru foarte interesant că pleacă din postura de sportiv spre promotor. El știe toate dificultățile pe care le are un sportiv și atunci știe cum să-i trateze pe ceilalți sportivi. Corect. Care luptă în gală. Corect. Poate fi învins ucraineanul? Oricine poate. Are și un nume, Maxim. Oricine poate fi învins în MMA, orice lovitură poate să însemne knockout, orice priză poate să însemne abandon. Niciodată nu poți să pleci cu șansa 100% câștig. Clar. Doar dacă diferența de nivel este una de la cer la pământ. Da, prea mare. I-a dat un pumn, a căzut și s-a terminat meciul. I-am spus ieri lui Alin, stătea aici și i-am zis, măi Alin, le-ai stricat oamenilor ăstora că el la ultima luptă a terminat în 1.30. Zic, ai nenorocit show. Că ce-au făcut oamenii ăia după 1 minut și 30 de secunde, nu? Adică zic... Mai mult ai încălzit decât ai luptat. Exact. Da, exact. Promovare și așa mai departe și a zis, mă, ce să fac? Asta așa a fost. Da, da, uite, asta este și frumusețea până la urmă, surpriza. Suspansul pe de-o parte până când ajungi la meci și surpriza că meciul pe care tu credeai că se va desfășura pe 3 reprize a 5 minute, uite că se termină într-un minut și... Da. Iar cel mai rapid knockout din una din promoțiile... Promoția numărul 1 la nivel mondial UFC s-a terminat în 5 secunde, spun ei pe cronometru, dar realitatea, realitatea a arătat 3-4 secunde, da, 3-4 secunde a fost realitatea. Este prieten cu Yamato, Jorge Masvidal, s-au întâlnit într-un reality show, mă rog, au legat o relație frumoasă de prietenie, l-a invitat în diverse gale UFC pe Yamato ca invitat VIP și acest Jorge Masvidal knockout în 5 secunde. Deci, îți dai seama, toată nebunia asta de promovare. Păi la cântare au fost 20.000 de spectatori la cântare. Da, și e show. Un show în sine, un show în sine. Deci exact. Ai făcut niște show-uri, ai promovat, ai și după aia s-a terminat în 5 secunde. Mâine să nu se termine așa. Intră în cartea de istorie a artelor marțiale mixte o astfel de treabă. Domnule, 5 secunde, e un record. Adică, să vedem cine câștigă mai repede de 5 secunde. Este... Venit Alin și a spus că sunt cantonamente de 4 săptămâni, 4-6 săptămâni, așa intrați? Da, exact. Se intră într-o pregătire spartană pentru că când lupți pe reprize de 5 minute este foarte greu. După 3 minute, când ajungi la 3 minute, așa ești obosit. Toți, că dacă ține 5 ori 3, 15 minute, ți se pare că tu mergi de fotbal de 90, așa este? Adică, parcă da, pentru că trebuie condiție fizică pe lovituri de brațe, lovituri de picioare. Îți trebuie condiție fizică pentru lupta de apropiere, pentru clinci. Și îți mai trebuie condiție fizică pentru lupta de jos. Pentru... Adică tot. Exact. E diferit mâine în gala de mâine, adică aceste 3 reprize a 5 minute față de ce e în MMA-ul normal, să zicem? În MMA-ul amator înseamnă 3 reprize a 3 minute. Din cauza asta toți iau ca punct de reperi cele 3 minute, că noi știm, în box sunt 3 minute, în alea 3 minute. Și atunci pentru că mulți au vorbit despre aceste 5 minute, pentru noi 3 minute e nepricepuții, între 3 și 5 minute nu e mare diferență, vedem și pe imagine. La amatori ai 3 minute. Când lupți la profesioniști ai 5 minute. Au trecut 2 minute, practic abia ți începea repriza de 3 minute la amatori. După ce au trecut din repriza de 5 minute. Și tu mai ai. Și tu mai ai din repriza aia. Tu aproape lupți 2 reprize la amatori. Da. Iar în ceea ce privește competițiile, spre exemplu, în campionatele naționale, mondiale de kempo de amatori,
unde se luptă o repriză de 3 minute, în caz de egalitate se dă prelungire, dar este o singură repriză de 3 minute, multă lume vine și spune, este un alt tip de efort acolo, multă lume vine, da, domne, 3 minute este puțin. Numai că tu știind că în acea repriză de 3 minute trebuie să dai tot, este un sprint, da, practic de 3 minute, o ploaie de lovituri și cu mental, mâinile, cu picioarele, cu aruncări, cu sol. Și totul este condensat în cele 3 minute. Și vezi pe foarte mulți sportivi, pe 3 minute, parcă au jucat un meci de 90 de minute. Că toți au spus asta și am făcut socoteală. Zic, chiar atât de mult, și a zis, stai cu minte că știi ce înseamnă acolo asta ring. Asta nu mai punem meciurile de centură unde sunt 5 reprize de 5 minute. Da, acolo... Acolo e groasă. Acolo e groasă. Acolo, acolo dacă ai ieșit pe propriile picioare. La 5 reprize de 5 minute este... Păi știi să stai în picioare 5, da. 5 ori 5, 25 de minute, dacă stai în picioare. Rezervat de perete să stai și... Trebuie să te izoleta, să te odihnești. Au fost momente în care ai vrut să renunți, în sensul că ți s-a părut extrem de greu. Bine, ai văzut în casă. Adică, să renunți la sport? Da, adică, domnule, mi-e greu, mie... Am avut momente în care am vrut să renunț. A fost un campionat în 2009, internațional în Portugalia, unde în finală am fost furat, să zic așa, și atunci am zis, am luat o pauză și n-am mai vrut să continui. N-ai mai vrut să auzi de cum ar veni, da. Dar... Am revenit, n-ai cum să te lași. Acolo el era junior atunci și te, la modul următor, arbitrul care a arbitrat meciul respectiv, un luptător la rândul lui din Ungaria, era campionul Ungariei pe care eu, tatăl lui, eu îl bătusem de 3 ori în 3 finale. El pierduse 3 finale în 3 campionate, 3 ediții de campionat mondial. El ajunsese în finală cu mine și eu l-am bătut de 3 ori, de 2 ori l-a luat smurdul lor, să zic așa. Și acum, practic, el arbitra meciul lui. A fost un loc urât, nu se face. Da. N-ar vrei să fie treaba mai asta. Mai ales în sportul ăsta, adică în sport. Un pic mai altfel decât el, fotbalul. El cumva s-a răzbunat. Și din această întâmplare, din postura de arbitru, niciodată nu țin cu nimeni. Pentru mine e roșu-albastru. Nu contează cine ești, cum te cheamă, de la ce club ești. Acum ar veni, ții minte chestia exact, asta și zis, pentru că știu ce înseamnă și impactul psihic. Eu am dat decizie împotriva fratelui meu. Decizia care era corectă. Serios? Adică n-am ținut cu fratele meu. Deci Iani, la noi toți copiii, toți frații fac același sport, să zic așa, Iani, arbitrat fiind la centru de Yamato, a pierdut meciul pe decizia lui Yamato. Dar Yamato a dat decizia corectă în acel meci, așa se face. A fost la un campionat internațional, a fost un sportiv român cu un alt sportiv, iar eu am dat decizia în ultimele secunde pentru sportivul din cealaltă țară, nu pentru român. La final, antrenorul românului a venit și mi-a zis, știi că puteai să închizi ochii acolo, să nu vezi punctul. Nu există așa ceva. Deci noi tot, tradițional, bioritici. Asta nu neapărat, dar întotdeauna e... Da, e tragi un pic 5% și cu casa, la cum se zice. Eu da. nu țin cont de asta, pentru că știu ce înseamnă. Știu cât muncește sportivul ăla, știu cât își dorește și nu am de ce să-i fur eu șansa la victorie. Da. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!